Salutare și bine m-am regăsit alături de voi ca de obicei, Captain Onedin. Am adus astăzi un gameplay al unui coleg din clanul meu, și anume Cimages, care este la bordul tankului britanic AD2, TD de level 5, un tank foarte faimos pentru armura lui frontală, respectiv 203 mm și inclinată, 101 lateral, 101 în spate. E data, mi-a spus că e un gameplay în care a rupt fâșul și îl cred pe cuvânt. Prima oară când vă replay acesta este și chiar sunt curios ce a făcut și cum s-a descurcat. La tier 5 normal sunt unul care, de fapt, frontal n-ar trebui să-l penetreze nimeni. Singurul loc bun în care trebuie să tragi în AT2 este, bineînțeles, cupola de la comandant, care este mare, dar totuși destul de groasă. Și deja a început să-și primească bounce-uri. Un rate of fire foarte bun. Cam 26 de runde pe minut. Așa. Destul de încet, cu un top speed de 20 km la oră. Am văzut foarte mulți jucători buni în acest tank, care au făcut lucruri nemaipomenite. Să vedem dacă și data aceasta este cazul la el. Haideți să mărim puțin harta. Să vedem care e treaba. Țin să menționez că am dat cu KV-1S sub bouncer frontal în AT2, cu toate că are o penetrație destul de bună, dar n-am reușit să-l penetrez. Ok, s-a dus pe unul din spoturile mele preferate pe harta asta. Până acum nu s-a întâlnit cu nimeni. Bun. Cred că o să fie o înregistrare destul de lungă, la felul în care se mișcă tanculețul acesta. Ok, lateral, frumos, KV-1. 70 damage. Uf. Și arta laterala. Deci, de fiecare dată vă spun și mă amintesc, nu vă arătați niciodată lateralele, nu contează cum ieșiți. Evitați să ieșiți cu laterala cum a ieșit acel KV-1. Ok, următorul client. La șinelă foarte bine, îl ține acolo ca să-i dea noroc de rate of fire. Nu-l penetrează, n-are cum să-l penetreze acest tank. Și-a pierdut șinela, dar... Vai! 460 damage. KV-1 a venit pe el, încă nu-și folosește kit-ul. E destul de inclinat, nu cred că-l penetrează dacă trage laterală. Bounce, KV-1 nu-l penetrează. Și-a luat din față, dar din față nu era spotat. Așa. Nu s-a dus pe KV-1 probabil ca să nu-și expună laterale față de VK, așa că mai bine lasă să vină ei, foarte bine. Hai, dai un foc. Ah, am vrut să-l țină să dea la roată. La șinile, nu la roată, pardon. Ok, 6-6 scorul. VK, hai mă bat. Să penetreze. Și în sfârșit a prins că avea așa, bravo. Și de acum a trage numai prima dată și n-are cum să-și repare și nela, mai ales în rate of fire așa de bun. KV-1 deja e mort. De trebuie să atingi de trage KV-1. Nici măcar nu încearcă să-i dimească cupola de care vă ziceam. Ok. 2 kill-uri. 7-10. Ce repede s-a schimbat scorul. Știm că avem VK-ul în față. Cine știe până... T14 în bază. A, da, ok, encounter. Lovitură în laterală. Bounce. La fel. Tehnică foarte bună. Încerci să dai în prima rată să-i rupi șinela, ca după aia să-l ții, să-i poți să-i dai damage-ul tău. Cum n-ai un alfa damage foarte mare, asta e cea mai bună tehnică care poți să o folosești. Uf, Matilda, un tank de tier 5, cu armură la fel de bună, dar îl penetrează. Două tankuri pe el. A venit un KV-1 să-l ajute. Uf, nu lăsa tankul să-ți vină lateral, că te întorci foarte, foarte greu. Frumos. Bravo. 1300 damage. Și au rămas 2. 9-13.
Ce meci? Ia să vedem. Că avea un 1066 de meciuri. A jucat ceva băiatul. Ok. Automat, toți cei de aici spotați trebuie să vină să captureze. Așa că îi aștepți amândoi când ai viteză destul de mare. La loc nu prea poți face. Și el zice că o să le vină pe acolo. Totuși mai are un Crusader undeva în spate. Unde a pus destul de bună. Că avionul ăsta l-a capturat. Rumina capturatoare? Nu. Nu știu cum am genul acestea situații. Nu vă răzfrați pe hartă, mulți împreună. Dacă avem cum e un bulangiu. Ah, nu, nu e un bulangiu, ce zic asta? Ok. Încă nu se întoarce până nu știe, sigur. Și-au venit băieții. Panzer 4. Trage cu heuri și face damage bravo la foc. Dar pierd mai 51 HP. Ok, acum te pași pe cu spatele. Frumos. Cave unui cam moarte de acum. E bine că își protejează spatele acum. Cave nu are și să omoare Hatzero. Hai, Cave 1, 34, ieși. A murit și el. Și de acum Crusader-ul. Hai, Crusader, ieși, ieși, ieși. Frumos, n-ai ce să-i faci. Ok, acum era rămas numai artileria. Clar, Top Gun-ul pentru Cimages. De acum l-a vânat artilerie. Câte lovituri și-a primit meciul acesta? Abia aștept să mă uit la inplate-uri. Și totuși 2024 damage la tier 5. Nu e low, nu e rău deloc. Chiar deloc. Și artileria. Rate of fire foarte, foarte bun. Un blind shot? Nu? La vale 21 la ora 22, mamă. Foarte rapid tank cu acesta. Da, tot și tank britanic e normal. Nu prea pot să ai așteptări prea mari pentru viteză sau alte lucruri. Și totuși cu armură, ca asta sunt următoarele tankuri până la level 7, am impresia inclusiv alte 7, dacă nu mă înșel. Toate au exact aceeași armură. Frontal 203, 101 lateral, 101 spate. Și acum travel speed-ul. Și-a luat în 300. Dar totuși, 7 kill-uri, 2194 damage. Foarte bine jucat, Cimi. GG. Hai să vedem și în plate-urile. Boom, și avem ace pentru Cimages cu Top Gun și Sniper. 4088 de experiență. Ori 2, dar totuși cu premium. 43.428 bani. Foarte bine. Team score, cel mai mult damage, 2194, 7 kg, 1363 experiență netă. Așa, și detail raportul avem cu shots fire 45, direct hits 41. Așa, penetrații 34. Damage intensiv 20 de lovituri a primit. 2385 potențial damage received la level 5 când tankul tău are de fapt 450 HP. Eu zic că e ceva. Tank foarte bun cu armură extraordinară, care zic eu trebuie să mi-l cumpăr cât mai repede. Abia aștept să mă joc și eu cu el. Sper că v-a plăcut video și până data viitoare v-am lăsat. Ciao!